Jador nu are orgoliu mai mare decât inima. Punct. Ăsta e punctul pe ei. Nu că ți-am zis ții, că, că te iubești și eu am manipulat pe mine să vin la tine să zic vezi că te iubești. Că eu am înțeles mișcarea ei, am înțeles tot. Nu, mă duce și pe mine în cap. Dar e iubire, nu e dramă. Da, uitați, pentru că se etichetează. Nu, se referă, doamna Andreea, eu cunoscându-o foarte bine pe Ela, ea, la un moment dat, chiar dacă vrea să râdă, își impune starea de supărare, într-un fel. Nu știu de ce, face chestia asta, dar uneori, poate simți și voi că vrea să râdă și nu zici, spun și eu uneori, bă, de ce nu ești tu? De ce nu râzi dacă tu simți să râzi? De ce ți impui starea asta de seriozitate? Pentru că ea în capul ei încă are impresia că are drepturi asupra ta, că are impresia că are pretenții la tine. Cum a fost faza cu domnul Nelson? Când a intrat domnul Nelson și ea nu știu ce a zis, Jador sau așa. Cum îi fac eu Andrei când vorbește în plus, așa mă uit urât la ea, pentru că știu că avem anumite drepturi unul asupra altuia. Așa îi făcea ea lui Jador, să uita, taci. Ea încă are impresia că are drepturi asupra lui Jador. Ce are legătură cu mine și el, așa considerat eu. În rest, nu. Amândoi credem că avem drepturi unul asupra celuilalt. Adică și eu cred. Bravo, ești sincer. Că îi spun, nu te îmbrăca. De exemplu, acum ea spune că s-a îmbrăcat super... Cic îmbrăcămintea. Nu trecută, dar era mare. Ok. Dar nu prea pot să-i mai zic că nu mai e cazul. Am zis că nu prea e magic. De-aia am zis acum indirect. Na. Poate că au fost mai multe, dar am preferat să le țin închise în inima mea mai multe sentimente sau mai multe lucruri care poate la un moment dat trebuiau spuse, nu le-am mai zis și nu prefer să rămână închise, pentru că e deja... Lucruri pe care trebuia să îi le spui lui? Lui, dumneavoastră. Orice ar spune, îs dramă. Orice fac, sunt falsă. Cred că ea fuge de sfârșitul povestei astea. E negare de chestia asta, să termine povestea asta în sfârșit, pentru că e conștientă că odată ce s-a pus punct și doamna Andreea Mantea a stabilit că nu mai deschide subiecte Ela Jador în gală și s-a închis pentru totdeauna subiectul Jadorela, ea nu va mai putea trăi niciodată, nici măcar pe aproape, o astfel de poveste cu nimeni aici și astfel va rămâne gen un fel de Baxter sau de ăștia care erau așa de un putere. Hai cu minte, mânzo. Nu, exact. Dar de ce la baie mi-a zis că ea și acum e cu Jador împreună? S-au pus prea multe. Și ea a fost așa situația. Că l-au pus tot într-o postură mai nașpa, ok, poate și eu, și eu. Eu chiar am încercat să trec peste mai multe. Nu l-a pus nimeni pe ea într-o postură nașpa, da, în afară de tine. Ok. Nu, eu m-am pus singur. Stai un pic. Nu. Și dar nici nu am oferit încredere. Nu a fost așa, chiar am simțit, la început să mă apropii de el, tu nu înțelegi. A fost... Nu, frate, când am vrut să-ți depășesc? Așa a zis că ai vrut afară să o pupă dată. Măi, ne-am apropiat foarte mult. A fost momente. Nu contează acum. Opa! Mai vorbesc. Nu contează asta. Au fost momente pe bune. Și tu și toți au avut. Mai eu chiar nu am oferit încredere 100% că vreau să fiu cu ea și... A fost, a fost o apropiere din partea mea când am venit aici. Hai, am zis că e singurul băiat cu care aș face relație. Nici tu, Jador, nici ela, nu o să vă face nicio relație aici, înțelegi? Atâta timp cât voi vă tachinați, eu ca bărbat, stai cu minte pe scaunul tău. Eu ca bărbat nu o să mă bag niciodată între ei doi. Pe cât vreodată femeia din care îmi place să mor după ea, să mă că vorbește cu asta în fiecare zi. Eu stau o zi, două, trei, o săptămână, două. Nu te bă, fată, îmi vezi de treaba ta. El vorbește cu mine, eu văd că vorbesc cu ea și azi mă gândesc. Da, aștept, o săptămână, două, trei, cinci, șase. Dacă își dorești, să-și facă. Doamna Andreea, nu există așa ceva. El nu poate să-și facă o relație cu ea din cauza ta. Ricardo, dacă ar vrea să-și facă un lucru cu ea, nu ar putea din cauza ta. Nu există, nu pot, aș certa, dar nu vreau. Haideți, doamna Andreea, lăsați-mă că mă nervez și eu. Hai să stea. O fasă, uite, de ei doi, o fasă, uite, și gata. Dacă chiar este așa, o fasă, uite, că mă enervez acum și eu. O fasă, uite, de ei doi, dacă chiar îți doresc. Sau nu vreau eu, dar așa cum e. Da, doar să vină un băiat extrem de hotărât. Corect, așa este. Ce atâta dramă, că nu se poate. Se poate până la mâna, trebuie să vrea cineva cu adevărat. Dar tu vrei să stai pe canapea cu ea să vorbească de altul mult? Păi nu mai vorbește cu altul, vorbește cu mine. Păi nu vreau să vorbesc, dar zic așa. Dar ce mă? Cu ea de rog. Uite mă, nu vorbește, că știu eu cum s-o duc. Da, e da, să mă și tu, Octana, vorbesc cu tine. Da, să mă vorbesc eu cu tine. De ce vorbesc cu tine? Lasă-mă în pace. Nu vorbesc cu ea, lasă-mă. Nu vorbesc cu tine, lasă-mă în pace. Are dreptate, dacă vine un bărbat hotărât, s-o facă să uite. Ah, bine, nu știu eu cum înseamnă. Dar unde? Păi cum? Am văzut cum vrei și tu după aia. Doamna Andreea. Păi e cap în obiect. Doamna Andreea, dacă ea nu e. Doamna Andreea, vine la băiatul hotărât în casă. Eu vin chitit pe
picioare. Ela. Ce atâta? Ori, ori, ori uiți totul în situația lor cu și-o vrei, ori nu uiți totul și nu vrei. Așa este. De afară m-am uitat. Nu-i așa, mă, frate. Nu vin, nu vreau eu pe ăla, dar să dă un exemplu. Îi dau flori de mine, ciocolată. Cauză să te vreau. Ori vreau, ori nu vreau. După două, trei zile și-a dorit să te iubesc. Ia, am uitat tot ce am făcut. Dar iar nu vrei, dar nu vrei. Dacă văd că eu nu vreau, o las. O las, dar nu mai pot doamnă să mă mai... Nu mai pot de-a nu pus doar noaptea. Hai de capul vostru, bă. Păi zănoagă, aia era leșinată după mine. Mergea în limbă. Du-te, bă, cum să fie leșinată aia după tine, bă. Doamne, ce-ai zis, bă? Se depinde de la bărbat la bărbat. S-a dovedit și în ultima emisiune care a fost în sezonul 1, că am mai iubit și mi-a spus și în camera roșie. Și asta, și Zănoaga a luat-o. Mi-a luat-o de sub nas. Ce vrei? A fost șmecherul, asta înseamnă să fii mafios. Se termina la unul și chiar să iubească. Doamna Andreea, cum și ce dorul? Fai de capul vostru, asta ar însemna ca eu să mă înjosesc. Dar el nu se înjosește și nu poate să accepte. Nu e adevărat, că nu are dreptate deloc. Păi n-are, adică ar pune obiect, frate. Ba da, frate, are dreptate. Roxana plângea după Alexander în gâl și eu eram după ea. Ce aveți? Și tot am luat-o. Ce mai ați? Păi nu te vă scăpat, nu? Păi nu te vă scăpat, nu? Scăpat, nu? Așa-i scapă și lăla. Pă, ori e din ambele părți, ori nu mai e. Uite de orgoliu și de tot atunci, da. Eu cred că dacă ea a venit aici, este hotărâtă să-și facă o relație și, într-adevăr, își dorește asta din tot sufletul, cu siguranță va fi deschisă către o relație. Trebuie doar ca bărbatul să-și dorească. Bineînțeles. Pentru că ea are iubire de oferit. Ea vrea să își facă o relație, vrea să-și facă o familie, trebuie doar să fie cucerită. Atât. Vreți să vă zic eu care a fost? Doamna Andreea, vă zic eu că eu o simt. Ea, la un moment dat, se răcise de mine și chiar nu mai aveam eu control, adică nu mai înțelegeam eu la un moment dat. Ea că s-a apropiat de ea, da, nu mai înțelegeam, eu la un moment dat, bă, asta oare chiar îl place? Nu mai înțelegeam. După aia mi-am dat seama că chiar îl place. Chiar îl place și când am văzut că la un moment dat iar îmi dă mie semnale. Atunci mi-am dat seama că i-am cu ea zis ceva și s-au îndepărtat. Dar nu merită, asta e sigur motiv. Dar de ce am pauză? I-am făcut mai bun ca mine, nu există. Dar de ce nu m-a la Jador să fie în pauză? Nu există. Ah, poate că nu-mi place de el. Andreea, mie și îmi pui clipul de lui Jador. Nu uite, eu nu mă uit, eu știu că te duci cumva. Că trebuie să-i fac și eu. Eu dator să nu mă la urmă clipul de lui Jador. Bă, Dea, vrei să faci cuplu cu Ricardo? Pe mine pune sub... Lasă-mă că ne vorbim la lucrurile noastre. Nu iau ca pe obiect. Hai să vă plăcut de vorba. Ai înțeles? Liniște! S-a hotărât Ela să vorbească. Da, exact. Nu, chiar când am venit aici m-am apropiat foarte mult de Iancu și chiar mi-a plăcut foarte mult. Chiar îmi doream ceva cu el. Și-a spus piesele lui Jador. Bă, taci să vorbesc! Păi chem poliția și nu te mai apropie de mine cu clipurile lui. Mă, taci! Dă-mă satru cu ferioara aici. Așa. Și da-te încolo că ești. Păi să-mi pun în cărucior și să-l împing. Mă scuzați. Serios. Tot timpul când vorbesc. Dacă era și Paul. Așa. Mă scuzați, nu e. Casa asta, adevărul că aici l-am cunoscut, aici s-a format niște, chiar am trăit niște chestii nou. Și el tot venind, tot... M-au revenit sentimente, nu pot să zic nu. Da, tot venit. Dar în același timp n-am fost sigură. Că și tu ai venit aici. Ok, dar mi-am spus, mă, ce am spus acum? Tu ai înțeles prin revenit sentimente? Și dacă am venit? Uite așa, am venit, na. Deci nu cred că au revenit, n-au trecut niciodată ele. Eu pentru că eu nu am oferit siguranța ei, vreau să fiu cu ea. Iar când s-a mai apropiat de ea, i-au venit sentimentele din trecut. Exact. Bă, Iancu, nu i-a plăcut suficient de tine, nu înțelegi. Bă, nu, i-a dat ăsta răcoare, crede-mă. Crede-mă că o simt și eu. Era dacă voia, era cu el. Da. Păi stai un pic, că voia voia la început, n-am vrut eu. Eu chiar mi-am dorit foarte mult. I-a dat ăsta răcoare, i-am dat cu dulce, normal că vrei la mine. La început chiar mi-a plăcut de mult. Sincer. I-a plăcut de tine, a început, nu i-a mai plăcut de mult. Da, la început îmi plăcea mie, sunt ori roata, e complicat. Bine, atunci va veni, dacă mai sunt și mai stau în casa asta, înseamnă că va veni un băiat ok și pentru mine. Are cum, ei, nu. Dar eu de... Are cum, dacă să-l... De fostul meu am uitat cu el și tot așa și de ălalt la fel. Nu, când vine un bărbat. Ei, da, dar se duc și astea odată, Doamne iartă-mă. Nu se duc niciodată! Corect. Orice femeie... Exact. Sau orice fată... Ajunge femeie în adevăratul sens al cuvântului și începe să simtă altfel iubirea, va avea nevoie întotdeauna
de un bărbat lângă ea. Nu de un băiețel. Bine. Corect.